Începem o nouă zi, guys. Nu mai știu cine zicea așa. Hai să vedem ce face și azi. Nu mai am baterie la cameră, trebuie să mă întorc să mă încarc. Dacă vă întrebați de ce nu apare și... Dacă vă întrebați de ce nu prea apare Elena prin filmări, e de ceva timp bolnav, are infecție în gât și nu prea. Stă în casă. Trebuie să duc eu copilul la școală, eu trebuie să-l iau, eu trebuie să fac tot. Un singur lucru aș vrea, dacă nu e prea mult și nu vă deranjează, când vă treziți dimineața să mulțumiți și voi că v-ați trezit. Știți voi cui. Mai, să vă faceți ca un obicei. Când vă treziți dimineața, Doamne, mulțumesc că m-ai trezit. Și seara când te bagi la somn, Doamne, mulțumesc că ai avut grijă de mine și azi. Am avut ce să mănânc, am avut ce să... un acoperiș deasupra capului. Și cel mai mod special, nu mai înjurați de Dumnezeu. Nu mai înjurați de Hristos, nu mai înjurați de așa ceva. Nu. Deci o să vă caut în Biblie și o să vă arăt unde spune că Dumnezeu poate să ierte orice, dar nu asta. Deci nu îl înjurați pe Dumnezeu. Nu știu, în România este înjurătura asta cu Dumnezei, cu Sfinți, cu Hristos. Deci este cel mai grav lucru pe care puteți să-l faceți în creștinism, în religia noastră, cum vreți voi. Nu mai faceți lucrul ăsta. Nu este un clip despre religie, doar așa, o vorbă dimineața asta. Mai sunt văcut un prieten, ce dracu să fac? Direct din primul lucru care îl spune asta. Încercați să vă scoateți lucrurile astea din vocabular și să nu mai înjurați pe Dumnezeu. Atât. Acum continuăm daily vlog-ul. Mergem la școală să-l ducem pe Alex și vin înapoi acasă că facem planul de bătaie pe ziua de astăzi, ieșim și la Uber. O să fie o zi frumoasă și azi, chiar dacă nu-i soare. Pentru ciorbă, de, nu? Uite, pentru ciorbă de burtă, nu? Nu mai nu-mi place. Am mai luat. Cui e fericit. Da, da. Deci te luam și eu în România. E? Și e românesc. Păi să fie de la galben. Rafael, 3, 5... Poi, nu, nu e... Sunt poi. Are mucenici congelați. Nu e... Un sac de orez de 5 kg, 11 lire, jasmine rice. Câte, uite, 3 lire, câteva grame, uite. Asta are 350 de grame și e 3 lire. Asta cât are? Nu e de aia cum trebuie. 5 lire. Asta are 1 kg, dar e sirop asta, e măcar nu e... Nu e. Și 5 lire. Era în partea asta, autogramul ăsta. Uite, am văzut aici, vezi? Uite asta, de exemplu. Ah, asta e de aia neprocesată. Da, uite, vezi? Dar și asta e făcută cu lămâie și cu ghimbir, dar e 13 lire 99 asta, de exemplu. 14 lire, da. Uite și asta la fel. 10 lire 99, dar uite, e cu căpșuni. 15 ouă, 2 lire 69. Ce e? 15 ouă, 2 lire 69. Uite, să mai luăm niște ouă. Am luat ouă de... Mici de la... Mici Cristim. Dar nu știu mici preț. De la Cristim, avem și de la Matache. Avem și de la Matache. Mai cred că este vreo... Ce? Uite aici, mici. Mici Matache, 5 lire 99. Aoleu, cârnați de cu mici în România. Casă, 4 lire 99. Frumos afară azi. Trebuie să merg să iau băiatul de la școală, să-l duc la not și cred că o să ies la delivery mai pe seară. Să vedem. Sunt un pic am obosit azi. Am mai luat un de-asta, niște de-astea, pentru că astea s-au rupt. S-a rupt ăsta și am luat unele cu roșu, ci că sunt mai rezistente. Mă rog. Și uite, uite ce s-a rupt. În asta de aluminiu, care știți voi la ce o folosesc. Și am luat chestia asta, ca să vedeți cât de priceput sunt, meșter. Așa. Și zang, 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 zang. Da, o facem mai târziu, că acum mergem la not cu băietul.
Am rezolvat problema cu martorul din bord, pentru cine se întreba, pentru cine l-a văzut, cine e mai atent așa la detalii. Am o problemă cu catalizatorul. Mi l-a șters, mi-a șters eroarea, dar cred că încă o să mai am probleme, dar vedem. Sper să țină mașina, că de-abia ce am apucat delivery. Uite și camera, aia galbenă, care o vedeți acolo pe dreapta. Așa s-au cumințit românii în Anglia, cu amenzi de la camerele astea, galbene. Da. Și era un troller pe partea stângă. Nu mai ne întoarcem. Deci mergem cu băietul la not. Poate ne vedem diseară la delivery, nu vă promit. Nu promit nimic. Ar trebui să merg, ar trebui să merg în fiecare zi. 2-3 ore să adun acolo, să fac eu. Eu luam la caravane undeva la 370 de lire pe săptămână după taxe. Înainte de taxe luam 400 pe săptămână. Dar banii luam la lună, deci luam 1500 în mână. Înainte de taxe 1800. Și asta am zis, măcar un salariu să-l recuperez din Uber, să fac delivery toată luna asta, la sfârșitul lunii măcar să iau eu un salariu întreg ca să acopăr cheltuielile, să nu intrăm în gaură prea tare până își găsește Elena de muncă. Dar momentan Elena nu muncește, încă nu se simte bine, încă nu și-a revenit. Ea antibiotici, are la gât, are infecție. Și după ce se simte mai bine, după ce revine, o să vedem ce facem cu munca. Pentru că eu o să fac delivery o perioadă, dar trebuie să mai avem încă un salariu, că altfel asta e problema cu Anglia. Când ai bancă, când ai chirie, când ai mașini, când ai copil, nu merge să trăiești cu un salariu. Cam asta e. Nu că în România ai putea. Fără ajutor, fără părinți, fără de-astea. Dar aici se poate, numai că n-am nici eu un salariu foarte mare, să câștig 3-4 mii de lire, nici nu muncim amândoi acum. De asta e nevoie. Un salariu, o familie, ești ok. Un salariu, în Anglia, minimul ăsta pe economie, 1500 de lire, sunt de ajuns. Trebuie să ne descălțăm. Să dăm și șosetele jos. Așa. Am terminat și aici la piscină cu Alex. Mergem acasă, mers las pe Alex și cred că ies un pic la delivery, că e și păcat, e și frumos afară. Mâine luăm cheile și o să fiu ocupat cu mutatul și nu știu dacă o să mai bag așa mult delivery până nu terminăm cu mutatul. Așa că mă duc să las pe Alex și mă apuc de muncă. Este ora 6, nu, 5. Este ora 5. Dau drumul la aplicație. Mă duc spre benzinărie. Dacă îmi dă ceva, am destulă benzină ca să fac câteva curse. Când nu am cursă, mă duc la benzinărie ca să nu pierd timpul. Dar vreau să mă duc până la benzinărie să pun mai târziu, uite, Volkswagen-ul electric. Dubă. N-are rost să mă duc să pierd timpul până ajung la benzinărie, până bag benzină și după aceea să dau drumul la aplicație. Dau drumul direct de acum.
și bag benzină când prind momentul. Și cred că nu trebuie să vă mai pun filmări decât dacă e ceva mai haios așa. O să vă anunț când termin și închidem vlogul, când fac ultima comandă, când ajung acasă, ca să vă arăt. Online. Și acum așteptăm să dea comandă. Ia uitați-vă, guys, unde am nimerit eu acum. Să duc, de fapt, de unde să iau o comandă. Uitați ce frumos aici, bărcuțe. Și am venit aici la Tesco ăsta Express. Am băgat benzină prima dată. Am consumat ce am avut acolo în rezervor și acum am băgat 40 de lire. O să țin astea ca să știm cât cheltuiesc. Deci eu vreau să țin până la sfârșitul lunii. La sfârșitul lunii să scot toți banii de la Uber și să văd câtă benzină am băgat și cât am cheltuit din asigurare. În momentul de față am făcut 15 lire într-o oră jumate, deci de când am intrat în program, cam 10 lire pe oră ar fi, nu știu. Facem calculele mai târziu. Da, și acum o să mă pun la McDonald's în parcare, să vedem poate prin ceva aici. Uite unde era Spider-Man. Wow, so nice. We buy it for book club. Ai book club tomorrow. Ce vrei? Vrei să o dai jos? No. No? Bine. Ia uite-l pe Spider-Man, bă, băiatul. Am uitat să închid vlogul aseară. Hai puțin, că vreau să fac să închid vlogul de aseară. M-am întors la 9. Și l-am ajutat pe Alex să fac asta, e pentru la școală. Povestea lui Spider-Man. Da. Deci am făcut vreo 60 de lire. Și m-am întors acasă la 9 ca să fac treaba asta.